Henry Ford a fost unul dintre cei mai influenți industriași americani. Prin compania sa, Henry a schimbat pentru totdeauna viețile americanilor. Și în acest videoclip vom discuta despre cum a făcut-o de la bun început. Nu uitați să ne susțineți cu un like și subscribe. Iar acum să începem! Uimitor este faptul că Henry Ford ar fi trebuit să fie fermier. Născut în statul Michigan, fondat de abia 20 de ani, Henry a crescut într-o perioadă în care agricultura era lentă, epuizantă și manuală, motiv pentru care a ajuns să o urască. Deși majoritatea oamenilor de atunci nu aveau resursele financiare necesare pentru a scăpa de sărăcie, Henry a avut norocul să obțină o astfel de oportunitate. Satul în care s-a născut se afla la doar 13 km la vest de Detroit, care a devenit rapid un centru industrial datorită motorului cu aburi. Încă din copilărie, Henry era pasionat de tehnologie, pe care puțini copii de vârsta lui reușeau să o înțeleagă. Acesta se juca cu ceasurile vecinilor, iar la 12 ani, Henry era deja capabil să dezasambleze și să repare mecanismul ceasurilor. Interesul s-a transformat într-o obsesie atunci când a ajuns să exploreze mașina cu aburi, în timpul unei călătorii școlare la una dintre companiile feroviare din Detroit. În momentul în care Henry devenise adolescent, mașina cu aburi era pe cale să fie implementată în comunitatea agricolă, iar Henry învăța cum acestea funcționează și cum să le îmbunătățească. La vârsta de 16 ani a acționat împotriva dorințelor tatălui său și a părăsit locul de baștină pentru a merge la muncă în Detroit, unde orice tânăr mecanic putea găsi cu ușurință un loc de muncă foarte bine plătit. Industria în Detroit era în plină expansiune de aproape 5 decenii. În 1825 a fost săpat un canal care făcea legătura între râul Hudson și Marile Lacuri, care la acea vreme erau frontiera vestică. Toate resursele neexploatate puteau fi mutate cu vaporul la New York, iar în intervalul de doar 50 de ani, populația din Detroit a crescut de 10 ori mai mare, cu o mulțime de mine care produceau cupru, fier și cherestrea, deschizându-se practic peste tot. Toate aceste metale și lemn erau sursa de venit pentru aproape 1000 de companii din Detroit, inclusiv cele la care a lucrat Henry de-a lungul anilor 1880. În această perioadă, Henry afla din întâmplare despre motorul cu combustibil de la o revistă britanică. Acesta a fost produs în număr limitat de un inginer german, Nicholas Otto, și a câștigat o oarecare autoritate în Europa, dar practic a fost nemai auzit în America. Ford a avut ocazia să-l studieze el însuși în 1889 și a recunoscut avantajele pe care le avea motorul cu combustibil. Deoarece nu folosea aburi, motorul era mult mai ușor, lipsindu-se de cazanul greu și de toată apa din el, și folosea arderea internă, un proces mult mai eficient. Acest lucru îi permitea motorului cu combustibil să pornească mai rapid, în timp ce motoarele cu aburi mai vechi aveau nevoie de până la 30 de minute pentru a încălzi apa și pentru a genera suficient abur pentru a începe să funcționeze. Motorul pe benzină a fost o inovație de care Henry s-a îndrăgostit, dar a fost unul pe care nu l-a înțeles pe deplin. Cu toate că avea o experiență vastă cu aburi și metal, nu știa aproape nimic despre electricitate, iar motorul cu ardere internă pornea de la o scânteie electrică. Pentru a obține aceste cunoștințe, Henry a mers la muncă la sucursala locală a companiei fondate de Edison. Aceasta producea energie electrică pentru peste 1000 de case din Detroit și făcea acest lucru folosind motoarele cu aburi, așa că Henry a devenit un important angajat pentru ei. Ori de câte ori motoarele se defectau, Henry trebuia să le repare, însă atâta timp cât ele funcționau, el era liber să lucreze asupra proiectelor sale, fiind astfel un job perfect, care i-a permis să-și petreacă zilele experimentând cu motoarele pe combustibil. În 1893, când Henry a fost deja promovat la inginerul șef, el a creat primul său motor cu ardere internă. Ideea de a folosi motorul pe benzină pentru a crea o trăsură fără cai a fost în mintea lui Henry încă de când era copil, dar de fapt ca această idee să devină realitate a fost nevoie de ani de muncă. Construirea unei mașini într-o lume fără piese auto nu a fost un proces ușor și Henry a trebuit să-și dea seama de fiecare detaliu prin încercare și eroare. I-a luat 3 ani de efort constant pentru a produce acest lucru, quadricycle.
Un cadru simplu cu un motor alimentat cu etanol și 4 roți. Avea doar 2 trepte de viteză, însă îi lipsea un sistem de răcire propriu-zis, ceea ce făcea ca supraîncălzirea să fie o problemă constantă. În primul său an, Henry a adus numeroase îmbunătățiri la quadricycle, mai ales adăugarea unui sistem de răcire, și până să o vândă în anul 1897 pentru $200, a condus în ea 1600 de kilometri. Ford a construit un al doilea, apoi un al treilea quadricycle, îmbunătățind mereu designul, iar în 1899 devine destul de încrezut în invenția sa pentru a începe propria companie. Capitalizată la $150,000, Detroit Automobile Company a fost o companie foarte ambițioasă. Mulți oameni influenți din Detroit au investit în ea, inclusiv prietenii lui Henry de la Edison. Toată lumea era dornică să vadă ce poate crea Henry cu destulă finanțare. Planul lui Ford era foarte inteligent. Din moment ce el cunoștea foarte mulți industriași din Detroit, el încerca să construiască o mașină pe care o puteau folosi în afacerile lor. El a închiriat o fabrică și plănuia să angajeze 100 de lucrători pentru a face noul vagon de livrare, așa cum l-a numit el. Dar s-a dovedit că construirea unor astfel de mașini complexe în număr mare era mult mai dificilă decât își imaginase Henry. Și de fiecare dată când o singură livrare întârzia, întreaga fabrică nu avea de ales decât să înceteze să funcționeze. A durat 6 luni pentru a produce prima mașină și numai mult de 20 au fost fabricate în primii 2 ani a existenței companiei. Până la sfârșitul anului 1902, ceilalți acționari erau frustrați de lipsa de progres a lui Henry și au votat să scape de el. Acum, pentru că Ford deținea doar 15% din companie, nu avea decât să se conformeze, iar omul care a preluat compania de automobile din Detroit a transformat-o în Cadillac. Pe atunci, practic toate mașinile erau obiecte de lux, fiind produse în mare parte de meșteri calificați și nu erau proiectate pentru curse, care devenea pe acea vreme activitatea preferată a americanilor. Henry s-a gândit să transforme mașina dintr-un simbol al statutului într-o comoditate, dar știa că acest lucru nu avea să fie ușor. Ford a numit primul său design Model A și a continuat să lucreze asupra proiectelor sale, susținut de prietenii și familia sa. Dar ceea ce s-a schimbat cel mai mult în acea perioadă nu este mașina în sine, ci procesul de producție. Henry a aflat importanța de a avea un lanț de aprovizionare fiabil atunci când prima sa companie a eșuat, motiv pentru care de această dată a încercat să obțină cât mai multe piese de la același producător. Cel pe care l-a ales probabil vă pare cunoscut, Dodge Brothers Company, un magazin de mașini din Detroit, care va evolua în cele din urmă în brandul american eponim. Ford observase ceva interesant la o fabrică din Chicago, o linie de demontare unde mai mulți muncitori prelucrau carcasele care se deplasau pe o linie. Henry și-a dat seama că poate folosi același proces, dar în sens invers, o linie de asamblare. În 1905, fabrica Ford a angajat peste 300 de oameni care construiau 25 de mașini pe zi, dar Henry nu și-a dat seama că el producea mai multe modele diferite în același timp, ceea ce îl împiedica să folosească corect linia de asamblare. Cu toate acestea, modelul accesibil N, creat în 1906, a devenit cea mai vândută mașină din SUA, iar Ford a devenit cel mai mare producător auto din America. În timpul producției acestui model, Henry a folosit mai întâi procesul de asamblare pentru a asambla cel puțin parțial unele dintre mașinile sale. Nu a fost o linie completă de asamblare în mișcare, dar totuși acest experiment a crescut producția întreprinderii. Logistica, desigur, a fost o altă mare parte din succesul lui Henry. În 1905 a creat Ford Manufacturing Company, cu propria fabrică care a început să producă motoarele și transmisiile automobilelor lui Henry, pentru a elimina și mai mult orice posibilitate de întârzieri. Dar cel mai mare factor în succesul lui Henry a venit din cel mai neașteptat loc, Peru. Acum, aceasta este o poveste pe care nu o vei auzi nicăieri, așa că ascultă cu atenție. În 1907, Henry a început construcția unei stații de tratare termică pentru a produce oțel de vanadiu. Acest aliaj a fost nou pentru America. De fapt, puține cuptoare în SUA puteau atinge temperatura necesară fabricării acestuia, deoarece oțelul de vanadiu era de 2 ori mai puternic decât oțelul obișnuit, în timp ce era de 2 ori mai ușor.
Henry avea o legătură extrem de norocoasă. Era prieten cu cei doi frați care dețineau o mină de vanadiu din Peru, care producea 92% din oferta mondială. Joseph și James Flannery au comercializat oțelul de vanadiu în Europa și SUA, vânzându-l companiilor feroviare, dar mina lor peruană producea atât de mult vanadiu încât au trebuit să-l redistribuie și în alte domenii. Au vândut oțel de vanadiu guvernului american pentru construcția canalului Panama, dar chiar și asta nu a fost suficient. Așa că atunci când l-au cunoscut pe Henry în 1906, i-au făcut imediat o ofertă. Îl vor ajuta să modifice întregul său proces de fabricație pentru a utiliza vanadiul. Inginerul lor principal a construit uzina de tratare termică pentru Henry în 1907 și compania lor a furnizat companiei Ford tot vanadiul de care avea nevoie pentru construcția mașinilor sale. Prima mașină Ford proiectată cu oțel de vanadiu a fost modelul T în 1908 și tocmai acest aliaj a făcut succesul. Diferența de calitate a fost singurul marketing de care avea nevoie Henry. Și în câteva săptămâni de la lansarea modelului T, Ford a primit 25.000 de comenzi, deși a reușit să producă doar 17.000 de unități în 1909. Henry și-a dat seama cât de mare este cererea pentru modelul T, motiv pentru care a construit o a doua fabrică mai mare în 1910 și a fost locul unde a perfecționat linia de asamblare în mișcare. În această perioadă, producția se dubla cu fiecare an. În 1910 a construit 20.000 de unități model TS și la doar 6 ani mai târziu a construit peste jumătate de milion. În același timp, Henry a adoptat o altă strategie strălucitoare. A redus constant prețul mașinii pentru a-și spori cota de piață. De fapt, în acești 6 ani, a redus prețul modelului T cu mai mult de jumătate. Până în 1918, jumătatea din toate automobilele din America erau model TS, iar această tendință a continuat până în anii 1920. Ford lansase o nouă epocă în istoria americană. Automobilul și compania sa au dominat total în primele două decenii. Abia la sfârșitul anilor 1920, restul industriei auto l-a ajuns pe Henry, dar la acel moment era deja unul dintre cei mai bogați oameni în viață. Dar între timp, noi vom realiza următorul video și te așteptăm cu nerăbdare pentru a-ți lua doza de cunoștințe. Răsplătește-ne cu un like, subscribe și comentariu ca să știm că nu muncim în zadar. Pe curând!